Da, eu chiar postez videoclipul ăsta după 3 luni. Where is Ok, enjoy. Hei, bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi o să fac ce am primit de ziua mea, pentru că, în caz că nu am postat videoclip, nu știu. S-ar putea să nu fi postat vlog de ziua mea, pentru că n-am avut destul material, pentru că nu prea am filmat. Dar sunt șanse și să o fi făcut. Deci, dacă am făcut-o, e bine. În orice caz. Da, facem ce am primit de ziua mea, pentru că mi-am sărbătorit ziua în weekendul ăsta, chiar dacă ziua mea e pe 24 august și încă nu e 24 august, când filmez ziua asta este 22 august. Cred. În orice caz, cred că e 22 august. Da, e. Aici, lângă mine, am... dar să și văd cadourile, sunt aici, câteva dintre ele se văd. Și știu că anul trecut v-a plăcut și mie îmi place la nebunie să mă uit la tipul ăsta de videoclipuri, așa că o să fac ce am primit de ziua mea. First things first. Acesta este cadoul de la Sabrinuș. Sabrina. Bun. Avem acest tablou cu noi două. Nu știu dacă vrea să-l arăt. În orice caz, e un tablou cu noi două. Dar cred că vrea, adică Sabrinuș cred că vrea să apară în vlogurile mele. Deci, da, este acest tablou cu noi două. În caz că auziți ploaia pe fundal, am lăsat geamul deschis intenționat ca să aveți sunete de fundal, știi, cu ploaia și cu tunete și cu ce mai sunt. Nu știu dacă au auzit, dar în fine. Bun, după avem aici ceva foarte drăguț. Aici e cutiuța. Ok, în cutiuța asta era acest lănțic de la gâtul meu, pe care îl iubesc efectiv. Deci cât am vrut un lănțic de ăsta la baza gâtului și pot să-l fac și mai scurt și mai lung. Deci da, e super drăguț și ador. Mulțumesc mult, Sabrinuș! Am pantaloni de pijama pe mine. E ok. Let's move on to the next. Cadoul acesta este de la Justina. Ok, deci am acest semn de carte super drăguț. Da, eu aveam semne de carte doar gen carton. Deci mai aveam și unul care nu a fost niciodată, dar nu știu. În fine, abia aștept să văd cum arată și într-o carte. Bun. Deci numai când văd ce e aici. Ok, deci eu încă nu știu cum de s-a gândit la asta. Dar... deci, fix acum un an de ziua mea am primit de la Ionuț, totul se termină cu noi, dar varianta în română. Și eu, nu știu, eu țin minte că n-am zis nimănui asta, dar îmi doream atât de tare și varianta în engleză, pentru că eu am uitat cam tot ce s-a întâmplat, în afară de lucrurile alea esențiale pe care le tot vezi pe TikTok, am uitat cam tot ce s-a întâmplat din totul se termină cu noi și am zis că vreau să o recitesc, dar de ce să o recitesc în română când pot să am în engleză? Doamne, deci cât e de fancy în engleză, deci iubesc. Și a zis Justina că mi-a și scris câteva chestii prin ea, dar să mă uit atunci când o citesc, că... așa că o să mă chinui și o să fac asta. Continuând, avem această cutiuță. Din care din nou, ok, era în cutiuța asta, da. Pe care am desfăcut-o deja. Deja, în cutiuța asta se afla acest inel de pe mâna mea. Nu știu dacă vedeți. Deci, e așa colorat. E fix... e foarte asemănător cu un inel de-al ei, doar că e varianta mai mică. Și, doamne, îmi place la nebunie și e fix mărimea perfectă. Deci, e superb, efectiv. Mulțumesc mult, Justina. Asta a fost... Nu eram pregătită pentru asta. Ok. Justina mi-a mai lăsat aici un plic cu o scrisoare. Mi-a zis să o citesc eu aici, nu voia mea. Și gen, am așteptat până acum, pentru că voiam să-mi prind reacția pe vlog. Și, doamne, am așa mare emoții. Asta, în prima zi a venit și în a doua, și în a doua zi mi-a dat un coșuleț cu niște flori foarte drăguțe, cu un trandafir alb și, nu știu, restul n-am mai văzut ce flori erau, că trandafirul alb m-a dat pe spate. Și apreciez foarte mult, dar că n-am chef să mă duc până în sfârșit de să iau. Acum vreau să deschid asta și mi-e foarte frică pentru că știu că o să plâng. Efectiv, eu versus plic.
Cred că asta trebuia să citesc la urmă, dar... Se poate, nu pot să deschid plicul. Ce mult e! Oh, mai! Ok. Și cum vreau să port siropoți și eu deja plâng. Și nu pot. Deci mulțumesc, chestia de spus de mult. Timpuiți mult. Acum trebuie să continuăm vlogul. Continuăm cu cadoul de la Mara. Nu știu dacă m-am pus la fel cum eram înainte. Ok, bun. Deci, avem o cutiuță foarte drăguță de bomboane. Foarte drăguț. Apoi, avem aici niște măști pentru de toate, efectiv. De-astea de pus sub ochi, iubesc, ceva nas și buze. Deci, iubesc. Speram să primesc măști. Bun. Și după mi-a făcut un outfit foarte, foarte interesant și drăguț. Deci, am acești pantaloni pe care efectiv îi ador. Sunt superbi. Deci îmi dau un vibe așa de vară și de mare și de astea. Deci efectiv sunt superbi. Ca să când vedeți ce sunt transparenți și au aici doar sus, da? Material ca lumea. Bineînțeles. Și avem și un top care se potrivește foarte bine cu ei. Și așa vine legat la gât. Deci e superb și asta. Îmi place maro. Deci mulțumesc foarte mult, Mara. După continuăm cu cadoul de la Ioana Ionia. Bun, avem acești cerceluși foarte drăguți pe care i-am purtat și în ziua la petrecerea pe care am făcut-o cu fetele. Am făcut două petreceri, o dată cu fetele și o dată cu cei din cartier. Am primit această cutie de Raffaello. Deci câte dulciuri am primit, mi-ajung o viață sau câteva zile. Am primit o paletuță de machiaj și chiar voiam așa ceva, nu știu dacă am zis-o vreodată, dar e așa și foarte compactă, adică perfect, da, așa. Și îmi place la nebunie, mi-a zis și povestea cum s-a gândit că când mergem în excursie, poate vreau să mă machiez și asta e mică, are și o glândă perfect, deci ador, ador. Îmi plac și culorile astea că sunt. E problema la mine. Eu. Și culorile astea gen nude, de-astea, adică sunt perfecte. Am aici un top albastru, pentru că a ținut minte că am zis eu că vreau ceva albastru, pentru că am niște pantaloni albi cu care se potrivește albastrul ăsta așa de bine. Stai că nu mai știu cum vine. Se leagă așa la spate și ăsta e... Da, îmi vine. O să-l încerc, oricum, o să vedeți la mine pe Instagram sau chestii de-astea. Ca să nu știți, Instagramul meu sunt aici, ambele. Bun, și această bluziță roz, foarte drăguță. Mulțumesc mult, Ionia. Și vreau să vă arăt, că acum am terminat cu cadourile de la fete. Vreau să vă arăt ce-au făcut fetele astea. Deci mi-au făcut o surpriză minunată, deci trebuie să vă arăt. N-a făcut nimeni niciodată așa ceva pentru mine. Deci, uitați puțin. Sunt efectiv toate dulciurile mele preferate. Și aici scrie la mulți ani, Maria. Deci, iubesc! Deci, mi era milă efectiv să dau, vedeți că l-am păstrat încă așa, dar cred că după vlogul ăsta o să-l iau ca să-l pun în frigider, alea care trebuie pus în frigider, e curent, o nu. Ok, deci ador, sunt toate dulciurile mele preferate, deci vă iubesc mult, fetelor. Ok, continuând, am ajuns la cadourile de ieri. Primul cadou este... ce greu e. Este de la Felix, care mi-a pus aici o grămadă de lucruri foarte drăguțe și hai să vedem. Deci, avem această mască. Foarte interesant. Am uitat exact cum funcționează chestiile astea, dar avem net. Și e foarte faină. Mulțumesc. Bun. După avem acest set de guașa și face roller de ăsta și foarte fain. Mulțumesc mult. Apoi, am această chestie de masaj facial, n-am mai văzut în viața mea, dar... e gen... E tot în acest... Oi, cu baterii! Șmecher! Faci ceva, înseamnă șmecher. Da, e la fel ceva genul că guașaurile și de-astea. Ok, mulțumesc mult! Apoi avem
această dita iluminare, deci efectiv. Și miroase așa de bine. Deci nu, abia aștept să o deschid în timp ce citesc, să-mi fac acolo atmosferă, deci e superbă. Apoi avem această bentiță. Foarte drăguț. Și în acest pliculeț am niște brățărele. Niște brățărele de picior. Ok. Asta e una. Foarte drăguță. Dar nu mai am palmă să o pun, dar în fine, așa. Și asta e a doua. Da, s-a încurcat. Încă tremur și nu mă pot descurca foarte bine, dar în fine, asta e a doua. E faină. Nu mă stau acum să descurcă, încă tremur și gen nu pot. Și mai avem aici o cutiuță foarte fancy. Așa, în care cred că o să-mi pun bijuterii sau ceva, nu știu, dar e foarte fancy, așa catifelată și e foarte drăguță. Mulțumesc foarte mult, Felix, pentru aceste cadouri minunate. Continuăm, acesta este cadoul de la Ionuț. Nu sunteți gata. Stai, nu pot să apuc. Nu sunteți gata. Sunteți gata? Nu sunteți. Cât poate fi de frumoasă. Deci, mi-am dorit extrem de tare această carte. Reminders of Him de la Colleen Hoover. Am citit și November 9 de la Colleen Hoover și acum am și Irene Duras în engleză. Deci, îmi place foarte mult să citesc cărțile în engleză, sunt altceva. Abia aștept să citesc. Când vine să mă apuc acum, deci să o citesc, dar cred că chiar sunt șase să fac asta, deci ok. Cred că e cea mai frumoasă carte din biblioteca mea. Deci, nu există așa ceva prea frumoasă. Bun. Unde e Irene Duras? Nu știu, dar sper că stă bine prin mormanul ăsta de chestii. Bun. Și mi-a mai dat și, deci era în acest săculeț, această brățară. Această brățară foarte drăguță, nu pot să vă arăt așa. În fine, e o brățară cu o inimioară foarte drăguță. O să vedeți voi cu susul în jos așa. Dar e foarte drăguță. Și îți mulțumesc foarte mult, Ionuț, deci îmi place la nebunie și brățara și cartea, deci mulțumesc extrem de mult. Deci eu ador bijuteriile mai nou, efectiv. Dacă îmi dați bijuterii, eu sunt cea mai fericită. Cercei, inele, brățări, lanțuri. Efectiv, nu puteți dați greș. Cadoul de la Matei. Deci Matei mi-a dat această carte. Acolo unde cântă racii. Pe care am văzut-o peste tot, efectiv. Doar că n-am fost niciodată curioasă să văd care-i treaba cu ea. Și am citit de pe spate și pare foarte faină. Dacă știți ceva despre ea, scrieți-mi în comentarii. O să mă mai uit și pe la recenziile bookstagramărilor să văd care-i treaba cu cartea asta, dar... Pare că e șmecheră, adică e foarte fain. Adică, da, arată și foarte bine, e super. Mulțumesc mult. Și mi-a mai dat și această pereche de pantaloni scurți. Continuând, acesta este cadouașul de la Carina. Și am primit această paletă de machiaj. Această paletă. Ah, ups! Nici nu văzusem care oglinduță. Da. Avem asta pe deasupra, în fine, în orice caz. Această paletuță. Foarte drăguț. Mulțumesc mult, Carina, ce interviu. Eyeshadow primer. Oh my god, ce fain. Are și creion și asta și primer pentru eyeshadow. Oh my god, chiar voiam primer pentru eyeshadow. Și asta, asta ce? Oh, asta-s ceva. 5 steps to be fabulous. Oh my god. Foarte fain. Mulțumesc mult. Nu prea stătusem să mă uit la ele. Și abia acum văd. Fapt, mie. Mulțumesc foarte mult. Ultimul, dar nu cel din urmă. Stai. Ce voiam să vă zic. E că încă mai trebuie să mai primesc cadouri. Și o să revin într-o altă zi. O să mă vedeți schimbate și toate astea, dar o să revin. Da? Acesta este un cadou de la sora mea. Unul dintre cadouri că a zis că mai are să mai dea. Și, Doamne, nu mă așteptam la așa ceva deloc. Deci este un lucru pe care mi l-am dorit de acum foarte mulți ani de Crăciun. L-am cerut mamei, doar că a zis că nu a găsit și nu mi-a putut lua. Și de atunci îmi luasem gândul, pentru că am zis că ok, nu se poate. Și după mulți ani... După mulți ani... There it is. Deci... În caz că nu știți, eu sunt mare fană Carla Dreams, deci e
eu iubesc Carla Dreams și toate melodiile lui. Eu am crescut cu Carla Dreams pe melodiile lui, făceam coreografii când eram mică pe melodiile lui. Știam fiecare vers și încă știu fiecare vers din melodiile lui, adică eu sunt fană înrăită și gen voiam asta acum vreo 4-5 ani, dacă nu mai mult, de Crăciun și nu l-am primit și am fost foarte tristă și gen acum a venit la Young Island Carlos și nu știu, eram cu sora mea și am zis ceva de genul și a zis că a ținut minte, că i-am zis că chiar încă și acum mai vreau hanorac și a ținut minte și mi l-a luat, doamne, deci sunt așa de fericită și e așa fain că gen nu e foarte gros, are glugă foarte mare și foarte fain, adică, deci ador efectiv. Și am mai fost tuturor ziua mea care mi-a dat bani și Mihnea urmează să îmi dea cadoul, o să revin atunci când o să-mi dea și pentru că n-a sosit încă și atât. Da, în fine, ok, ne revedem într-o altă zi cu celelalte cadouri. Uitați-le cum arată patul meu după ce am despachetat toate cadourile. Ok, bun, am revenit într-o altă zi. Acum este chiar 24 ziua mea și am primit un cadou de la Mihnea, cadou care nu a ajuns de ziua mea. Și o să vă recunosc că știu ce mi-a luat, pentru că în teorie mi-a cerut gen să-i spun ce să-i ia și eu i-am dat o sugestie și aparent e acolo mi-a sugestia. Și da, hai să-l despachetăm. Chiar dacă știu ce e înăuntru, nu l-am despachetat încă, am zis că îl despachetez cu voi. Și haide să vedem. Vorbesc mai încet pentru că este destul de târziu și mama doarme, deci... Na, da. E împachetat cu hârtie de Crăciun, dar el a zis că știa cât de mult îmi place mie să primesc cadouri împachetate și asta era singura folie pe care o avea, așa că... A făcut rai din ce avea, deci efectiv, ador. Deci am niște emoții. Hai să mă deschid acolo, ok. Ok, vă las pe voi să vă desprind, în caz că e ceva aici. Ah, nu e, ok. Vă desprind. I'm gonna cry right now. Okay, don't cry, don't cry. Că asta e doar cutia, Maria. Ok, deschid eu. I'm not ready for this. This is the most beautiful thing I've ever seen in my life. Okay. Are you ready? You're not. I'm not. Wait. Efectiv. Mulțumesc enorm, Mihnea, ok. Mă duc să spun asta pe story. Ok, bun, deci am revenit rog de aici, pentru că vreau să facem câteva swatch-uri. Dar mie le-ai fi tis la ting. Sunt acest albastru. What the fuck, poate fi de pigmentat. Deci abia am atins, pentru că, cum am zis, mi-e super milă. Efectiv, am. Abia am atins. Doamne! Efectiv. Efectiv. Nu. Refuz să cred așa ceva. Astea sunt nuanțele. O să le pustrez aici. Doamne. Nu. Efectiv, ador. Gata. Nu. Efectiv, nu. Gata. Ok! We're back! Da. Este data de 16 noiembrie și mi-am primit ultimul cadou de ziua mea acum. Aparent este bine că am uitat de existența acestui videoclip. Bine, nu că am uitat, dar nu l-am mai postat. Pentru că astăzi am primit un nou cadou. Hai să vedem ce este. Adică știu ce este și le-am și desfăcut deja. Dar mi-am dorit foarte doar aceste lucruri și... Now they're mine! Sunt gata?
Parararam! Ok, I love it. I love it. Deci, sunt căștile de la Huawei FreeBuds 4, care mi le-am dorit foarte tare, pentru că eu am alte căști cu care cam mor pe stradă, pentru că au noise cancelling, dar nu e active noise cancelling, adică mor că vrei că nu. Dar deci puteți observa că între timp, de când am mai filmat, am și aici această nouă bibliotecă. Deci s-a schimbat și fundalul. Ok, aia e. Așa. Oh my god. Uitați-le. Prea lumini, așa. Wow, ok, stai. Cât de bine vedeți că e cam mare lumină. Ok. Așa le vedeți mai bine. Așa. Sunt superbe. Și arată când le deschizi. Whoop. Astea sunt ele. Oh, îmi place mult designul lor. Aici au funcție de tap. Ca să poți să ai control în ele. Deci îmi place foarte mult designul lor și cred că o să arate foarte bine în ureche, dar trebuie să le schimb capetele astea, pentru că trebuie să pun S-ul, că n-am eu ureche așa mare. La ele am primit și această husă, care, ghiciți-te, nu e neagră. Să vă șocheze puțin și eu cream că e neagră. Dar mă, sincer, mă bucur că e neagră, că nu e așa șmecheră neagră. Aici, efectiv, foarte mică, pare că e nimic. Asta este, e de... E foarte drăguță. E albă și e drăguț că e albă, pentru că dacă era negru, gen, eu la ce mi-am mai luat căștile albe, frate? Mi-am dat comandă de o husă foarte fancy de pe AliExpress și mi-am dat comandă ieri și încă una de pe Shein cu avocado, cu avocado în formă de avocado și omega. Sunt foarte fericită pentru că nu există așa huse faine doar pentru iPhone. Deci pentru AirPods, gen. Hai să vă arăt ce mi-am luat de pe AliExpress. Am făcut această achiziție. Uitați ce drăguțe sunt. Stai. Come on. Get up. Aceasta este husa cu fluturaș și această chestie foarte faină cu un fluturaș mare aici. Deci I'm in love. Hai să o punem. Deci ce drăguț. Uitați-le. Foarte drăguț. Da. Asta a fost tot videoclipul, pentru că am terminat cadourile și ziua mea a fost acum 3 luni. Da, nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, două Instagramuri de aici. Da, acum și-a urmează vlogmesurile. Cam atât de greu m-am mișcat cu acest videoclip, dar în fine, ok. Da, dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, un share prietenilor voștri și un subscribe. Apăsați pe clopoțel și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa! Știu că nu m-ați crezut că ne vedem data viitoare, dar o să ne vedem curând! Foarte curând, pentru că mai am videoclipul postat imediat pe asta și după vlogmezurile. Abia aștept vlogmezurile, oh my god, hai pa!